Proiectul bugetului de stat și cel al politicii bugetari fiscale ar putea ajunge în guvern săptămâna viitoare. Declarația aparține ministrului finanțelor Anatol Arapu, care susține că în prezent au loc ultimele consultări cu reprezentanții ministerelor, ai mediului de afaceri, dar și cu experții Fondului Monetar Internațional. Proiectul bugetului este în stadiu de finalizare. Avem unele consultări cu Fondul Monetar Internațional referitor la parametrii macroeconomici, deoarece criza regională efectiv ne afectează și pe noi. Ceea ce spun experții locali au dreptate, că se așteaptă o scădere a produsului intern brut acest an. Demnitarul a fost audiat astăzi de Comisia de Anchetă privind situația pe piața valutară și la Banca de Economii. Arapu susține că în lunile ianuarie și februarie, veniturile la bugetul de stat au scăzut din cauza reducerii volumului comerțului exterior. Potrivit ministrului Finanțelor, de la începutul acestui an, importul a scăzut cu peste 20%.